Turiștii care s-au aflat astăzi în localitățile 2 mai și Vama Veche nu au avut apă până la ora 19. Compania de apă anunță că de vină este o avarie pe conducta principală de pe strada Gheorghe Bunoiu din localitatea 2 mai. Raja le cere scuze abonaților afectați de întreruperea apei potabile.